Pentru prima dată, după mulți ani de zile, analizele efectuate de reprezentanții Institutului de Analize, Investigații Publice și Politice scot la iveală un insucces al PSD-știlor. Preocupați să pună mâna pe primăriile pierdute prin strategii politice, socialdemocrații gorjeni nu-și dau seama că pierd teren în rândul electoratului. În afară de PSD-ul care începe să scadă în sondaje, este pentru prima dată când începe să scadă în sondaje, la Gorj se duce lupta mai pe față, mai pe subteran, și la municipiu și la județ, pentru a-și forma echipe pentru candidaturile viitoare la conducerea organizației municipale de partid și organizației județene. Acest lucru este o chestiune din punct de vedere destructivă atâta timp cât nu s-a stabilit când va fi conferința lor județeană sau cea municipală, pentru că, de fapt, nu se mai ocupă împreună de rezolvarea problemelor pe care le are județul. Și pe ei interesează mai mult jocul de gleznă și câștigarea alegerilor care vor fi probabil în 2018, în 2019. De această situație profită liberalii, care, potrivit aceluiași studiu, cresc în sondaje. Bucuria nu este atât de mare pe cât pare, pentru că această creștere nu este una bifată de liberali, ci vine mai degrabă de pe urma derapajului PSD. PNL-ul, dacă a crescut până la aproape de 30%, nici de cum pe managementul lor, la nivel național, sau că, într-adevăr, au un lider care tractează partidul, ci numai pe greșelile Partidului Social-Democrat. Ca să fie foarte clar. Lipsa de lider la nivel național la PNL se observă clar. Lupta iar și legea omertei s-a instaurat și la București și la Târgu Jiu. Și, de fapt, de facto, de drept și de tot, numai ei sunt cei care sunt în vârful organizațiilor județene sau organizației naționale. Restul partidelor aproape că nici nu există pe harta județului. ALDE, o creștere ușoară, dar nici de cum pe liderii locali, care nici nu mai știm care sunt, ci pe liderul național, pe Tăriceanu. Și să fim serioși, că nu e niciun partid liberal. Este, de fapt, un 75% partid PSD-ist. Și dacă găsim 25% liberalii nemulțumiți de fuziunea cu PDL-ul. PMP-ul stagnează între 4 și 5%, iar USR-ul nu mai știm pe unde să-i mai găsim. Socialdemocrații gorjenii sunt conștienți de situația prin care trec, așa că președintele organizației județene a reintrodus vizitele politice în județ pentru a sta de vorbă cu oamenii.